Un spectacol pus în scenă de renumiții deja piersici ornamentali plantați cu ani în urmă de o parte și de alta străzii Revoluției din municipiul Hunedoara poate fi admirat zilele acestea. În fiecare an, la început de primăvară, strada Revoluției devine puncte de atracție atât pentru locuitori cât și pentru turiștii care vin special să o vadă și să se minuneze de frumusețea și de explozia de roz pe care o oferă florile acestor arbuști. Strada Revoluției sau a Pomilor se află în centrul istoric al municipiului de Pecerna și uimește prin frumusețea ei aparte. Zeci de piersici sălbatici înfloresc în preajma Paștelui și oferă trecătorilor un peisaj de vis. Arborii plantați pe strada Revoluției răspândesc un parfum îmbătător, iar unii dintre localnici povestesc că noaptea, atunci când țin ferestrele deschise, miresmele florilor de piersic sunt și mai puternice. Strada a devenit și o destinație pentru amatorii de fotografie care vin aici pentru a imortaliza frumusețea oferită de natură. Minunea durează însă doar câteva săptămâni, până când florile piersicilor se scutură.